Pandemia de coronavirus nu i-a împiedicat pe specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Caracal din subordinea Universității din Craiova să-și prezinte munca depusă în ultimele luni pentru dezvoltarea culturilor de grâu și rapiță. Soiuri cu potențial productiv deosebit, soiuri cu calitate de panificație bună și adaptate condițiilor deosebite din această zonă și practic în întreaga țară pentru rezistență la secetă și la deficit hidric. Avem în această parte a câmpului prezenți 46 de genotipuri de rapiță și 42 de genotipuri de cereale pase, toată aceasta genetică aparținând a unui număr de 15 companii. La eveniment au participat și câțiva reprezentanți ai companiilor furnizoare de inputuri pentru aceste culturi importante. Cu toții au apreciat pregătirea și implicarea specialiștilor stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă de la Caracal și sprijinul primit în momente dificile din partea conducerii. Împreună cu cei de la Caracal avem atât loturile pe care le vedeți în momentul ăsta la stradă, cât și platforme tehnologice. Compania pe care o reprezint are atât semințe cât și pesticide și vine cu tehnologia completă la stațiunea de la Caracal, unde avem tot suportul oamenilor de aici, care ne sprijină indiferent de situații, pentru că automat într-un an agricol apar situații și mai puțin plăcute și mai neplăcute, dar au fost tot timpul alături de noi și ne-au oferit tot suportul dumnealor. Doresc să mulțumesc foarte mult profesioniștilor stațiunii de cercetare pentru felul impecabil în care arată culturile, pentru modul în care au efectuat semănatul, pentru modul în care au aplicat la momentul optim tratamentele în vegetație, ca să putem avea aceste câmpuri minunate în spatele nostru. Ziua rapiței și grâului reprezintă cea mai importantă manifestare din Oltenia dedicată celor două culturi. Acest eveniment este unul de o importanță semnificativă atât pentru stațiune cât și pentru fermierii din zonă și de data aceasta din țară, având în vedere faptul că este transmis în mediul online. Măsurile impuse pentru a preveni răspândirea noului coronavirus au determinat conducerea stațiunii de cercetare să organizeze în premieră ziua rapiței și grâului în mediul online. Metoda aleasă a permis fermierilor din întreaga țară să afle despre realizările specialiștilor instituției.